face ale lui Dumnezeu. În Evanghelia lui Matei, la capitolul 5, cu versetul 9, stă scris: ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Hristos este Prințul Păcii, iar misiunea Lui este de a restabili pe pământ și în ceruri pacea pe care păcatul a nimicit-o. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Romani 5, cu versetul 1. Oricine consimte să renunțe la păcat și își deschide inima în fața iubirii lui Hristos, se face părtaș al acestei păci cerești. Mântuirea în Iisus ne oferă pace desăvârșită. Dar Iisus nu ne cheamă doar să experimentăm pace cu Dumnezeu printr-o predare a vieții. Nu, El te cheamă să devii reprezentant al păcii, împăciuitor. În acest timp de criză, vei alege să fii un astfel de agent al păcii? Vei face tot ce poți pentru a face să strălucească pacea lui Dumnezeu, prezența Lui plină de dragoste în viețile celor din jurul tău care trăiesc în neliniște și frică? Dacă ai fost cauza unor dezbinări și dispute în familie sau biserică, vei căuta iertare și vei căuta să răspândești pacea lui Dumnezeu? Motive de rugăciune, sâmbătă, 30 mai 2020. Rugați-vă pentru slujirea Universității Adventiste din Columbia, deoarece ei oferă oportunități de afaceri familiilor care vin din Venezuela. Rugați-vă ca multe alte familii să poată fi ajutate atât acolo cât și în alte locații. Rugați-vă pentru activitatea de radio care a început la Tokyo în 2017. Cereți lui Dumnezeu să continue să deschidă uși pentru emisiunile radio adventiste pentru a continua să ajungă la oamenii din Tokyo. Rugați-vă pentru inițiativa Misiunea în orașe Spokane, care încearcă să adauge centre urbane de influență și mai multe abordări ale slujirii în oraș pentru a ajuta pe oamenii din Spokane, Statele Unite. Rugați-vă pentru regiunea Ruwenzori din Uganda, care a fost lovită de inundații de mai multe ori în ultimele săptămâni. Vă doresc o zi frumoasă și un sabat binecuvântat!